Pandurii nu a reușit să treacă nici de ultima clasată din liga secundă pe teren propriu, Foresta Suceava s-a impus cu 1-0 în partida desfășurată la Motru, Gorgenii au ajuns pe loc retrogradabil în urma acestui rezultat. Terenul din Motru pare blestemat, pandurii nereușind să câștige niciun meci de acest sezon. Gorjenii au fost bătuți acum și de ultima clasată, Foresta Suceava. Condescu crede că echipa este lovită de un blestem, iar ploaie consideră că a fost dezavantajat de arbitraj. Am făcut o partidă destul de bună până la primirea golului, ne-am creat destule ocazii. Am și marcat un gol, nu știu dacă a fost offside sau nu. Dacă înscriam, probabil alta era soarta jocului. După primirea golului am avut un joc haotic, cu mingi aruncate, mingi lungi, fără claritate sau calitate în pase. N-a mai avut nimeni o minte lucidă să punem mingea jos, să continuăm să jucăm, să încercăm să șutăm la poartă. Din păcate, nu putem să câștigăm aici la motru. Cred că suntem ocoliți de șansă. Luăm goluri prea ușoare din faze fixe, o minge statică. În loc să facem marcaj, să stăm aproape de ei. Trebuia să avem avantaj de 2-3 goluri la ce ocazii ne-am creat și în prima repriză. Cred că e nedrept rezultatul. M-a deranjat puțin maniera de arbitru. Numărul 16 de la ei trebuia să primească al doilea galben. A intrat cu talpa pe piciorul lui Raiciu, a spus Ploaie. Panduria a ajuns pe loc retrogradabil în urma acestui rezultat.